Iradierea cu iod este cel mai periculos rezultat al scurgerilor radioactive. Efectele grave asupra sănătății nu sunt vizibile imediat, cel mai adesea însă, în cazul persoanelor iradiate, reacțiile apar chiar și după 10 de ani sub diverse forme de cancer. În momentul de față, cantitatea de radiații înregistrate în jurul centralei nucleare de la Fukushima este de 338 microsiverți pe oră. Este ca și cum ați face 6.000 de radiografii pulmonare într-o oră sau 8.450 de radiografii dentare în 60 de minute. E o cantitate de radiații imensă care ar putea avea efecte de două feluri. Pe termen scurt, așa cum s-a întâmplat în cazul bombardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki, sau pe termen lung, precum la Cernobâl. În cazul efectelor pe termen scurt vorbim despre vomă, diaree, risc de infecții și arsuri ale pielii. În cazul efectelor pe termen lung care apar după mai mulți ani și după o expunere la un nivel ridicat de radiații, vorbim de cancer, boli ale tiroidei și modificări ADN. Adică radiațiile pot să provoace și mutații. De multe ori, după câțiva ani de la contaminare, apare cancerul. Cele mai importante efecte sunt legate de creșterea incidenței tumorilor solide și respectiv tumorilor hematologice. La copii, femeilor gravide, etc., crește numărul de malformații și există statistici pe acest lucru, crește numărul de cancere tiroidiene, cresc numărul de tiroidite de tip agresiune izotopică. După câțiva ani de la iradiere, cei contaminați se simt brusc slăbiți, începe să le cadă părul și fac frecvent infecții. În cazul unei iradieri masive nu există un tratament specific. Cel mult sunt făcute tratamente simptomatice, care permit regenerarea țesuturilor lezate.